Prima ploaie mai puternică reaprinde discuțiile despre calitatea lucrărilor de reamenajare a aleii pietonale Eugen Doga din centrul Chișinăului. Apa a scos la iveală lacunele lucrării Pomul Vieții, finalizat acum câteva zile, dar și a pavajului ce imită clapele unui pian. În timp ce unii trecători cred că lucrările au fost făcute de mântuială, iar însuși ministrul culturii vorbește despre încălcarea unor proceduri legale, reprezentanții primăriei au spus că abia mâine vor veni cu o explicație oficială. Din imaginile distribuite pe rețelele sociale, se poate observa că în urma ploii, în pavajul ce reprezintă covorul tradițional, s-au format adâncituri în care băltea apa. Spălate de ploaie au fost și clapele de pian de pe aceeași pietonală. După ploaie de sâmbătă, aleea pietonală Eugen Doga din centrul Chișinăului nu mai arată ca la finalizarea lucrărilor acum câteva săptămâni. Vopseaua de pe capacele gurilor de canalizare a fost ștearsă de șvoaie, iar acum acestea sunt în nisip. Și dacă unii locuitori ai Chișinăului au salutat felul în care municipalitatea a refăcut întreaga zonă, alții nu au ezitat să critique calitatea executării lucrărilor. Inițiativa e bună, dar după mine designul nu e bine gândit, nu prea se potrivesc simbolurile împreună aici, parcă nu au așa o ruptură. Cât despre calitate, ca la moldoveni, ca și restul drumurilor din Republica Moldova, cum se construiesc, a doua zi, la prima ploaie, apar defecte. Calitatea lucrărilor, eu cred că e mai rău puțin de lucrat, dar foarte bine îmi place, când am văzut-o, deodată am venit încoa. Am întârziat un pic și drept cu chestia asta, dar foarte tare îmi place că Moldova noastră se dezvoltă. Pentru turiști, de exemplu, acum am adus un turist și este destul de impresionat de inițiativă, însă vom vedea deja cu timpul calitatea proiectului. Spuneați că ați văzut imaginile de pe dronă. Cum corespund realității? Nu corespund? Cum te pare? Din păcate nu corespund. Credeam că va fi mult mai colorat și mult mai calitativ, de fapt, pentru că așa am crezut, că așa am văzut pe poză. Încă de la proiectare, această idee a provocat controverse în societate. Graficianul Eugen Boicu, autorul brandului Pomul Vieții, este unul dintre specialiștii consultați înainte de demararea lucrărilor. El crede că proiectul poate fi modificat, dar asta înseamnă costuri suplimentare. Eu am sugerat, bineînțeles, în primul rând, de a precauta posibilitatea de a regândi integral acest spațiu, cu scopul de a transforma Pomul Vieții dintr-un logo care este plasat pe podea într-o experiență, știind limitările pe care le au instituțiile din Moldova, pentru că asta ar însemna, de fapt, cheltuieli foarte mari de a regândi întreg spațiul. Am venit cu câteva recomandări practice care țin pur de execuția grafică. În legătură cu situația apărută pe aleea pietonală, am cerut un punct de vedere și de la purtătorul de cuvânt al primăriei Chișinău, Vasile Chirilescu, dar acesta ne-a spus că municipalitatea va veni abia mâine cu o declarație oficială. Între timp, o reacție a avut ministrul culturii, Sergiu Prodan, care a declarat că reamenajarea aleii nu a fost avizată de Consiliul Național al Monumentelor Istorice și cu această ocazie, municipalitatea a încălcat mai multe prevederi legale.